Salut națiune și urez bun venit la un nou clip, bun venit la un nou episod de săptămâna parfumată GAVO Astăzi, episodul numărul 25 Deși în mod obișnuit îl făceam la începutul săptămânii sau la sfârșitul săptămânii anterioare De data aceasta am decis să-l fac către sfârșitul săptămânii care tocmai a trecut Adică săptămâna numărul 25, dreptul mare vorbesc despre cele 5 parfumuri pe care eu le-am purtat în această săptămână Și care pentru voi nu reprezintă nimic altceva decât recomandări de testare Repet și insist asupra acestui aspect, testați înainte, cumpărați abia ulterior. Începem prima intrare din această listă cu frumusețea pe care o aveți în fața voastră și anume un parfum discontinuat de la Casa Sospiro, un parfum pe care eu l-am mai avut în colecția mea preț de câțiva ani, dar de care m-am despărțit în urmă cu un an și ceva și pe care am decis între timp să-l readaug, pentru că este un parfum absolut superb, un parfum care se concentrează pe nota de piper și este o notă de piper extrem de dominantă, extrem de acaparantă și extrem de frumoasă, de puternică, de elegantă, pentru că ăsta este, dacă vreți, specificul notei de piper. Eleganța. Vorbim despre o compoziție care a apărut în 2013 și care mai conține portocală și galbanum. De asemenea avem salvie, avem geranium și piper negru, plus vetiver, lemn de agăr, cedru și paciuli. Pe mine, pentru mine, Întotdeauna, în acest parfum, și acest parfum a fost doar despre piper. Un piper negru foarte frumos, foarte puternic, foarte masculin, foarte elegant. Mai mult decât atât, deși eu am o problemă specifică cu această notă, și anume că în multe alte parfumuri ea nu este foarte persistentă la nivelul pielii mele, totuși, în andante nu se pune problema de așa ceva. Din contră, am parte de o performanță absolut încântătoare un parfum extrem de longeviv, de bun ca și proiecție și implicit ca și siaj. Un parfum care, așa cum am zis, denotă masculinitate și eleganță. Un parfum din punctul meu de vedere de tot anul, pentru că eu l-am purtat în fiecare anotimp anul al anului, l-am purtat indiferent de temperaturi, că a fost frig, că a fost cald. Un parfum care, din punctul meu de vedere, merge cel mai bine la o ținută semiformală și formală. Ceea ce face extrem de agreabil, implicit, într-un scenariu de tip spații restrânse, spații de birou, fel de clasă, și am Un parfum care am văzut că este foarte frecvent asemănat cu Terdermes. Da, în fine. Din nou, de vină pentru asta este, hai să zicem, site-ul de comedie numit Fragrantica, unde foarte mulți specialiști de meserie își dau cu părerea. Cele două parfumuri nu au absolut nimic în comun, nici măcar din punct de vedere al notei de piper, pentru simplu fapt că ăla folosește piper ros, nici de cum piper negru, ceea ce se întâlnește în acest parfum, în Sospiro Adnante. Și specificul celor două note este oarecum diferit unul față de celălalt. Dar în fine, este asemănat degeaba pentru că nu se aseamănă, nu răsare, nu sunt similare, nu sunt identice, nici măcar din punct de vedere al calității și poate mai puțin din punct de vedere al performanței. Așadar, prima intrare în această săptămână, parfumul pe care l-am purtat în ziua de luni vine de la Suspiro și se numește Andante și vă recomand cu absolut toată tăria dacă iubiți parfumurile cu piper să descoperiți. S-ar putea să vă placă fantastic de mult. Asta și în contextul în care el a fost oficial discontinuat de către cei de la Sospiro. Parfumul zilei de marți a fost nebunia asta, pur și simplu fabuloasă, pe care o iubesc cu tărie, care este cu adevărat o reprezentare a unui scenariu de tip de deșertic, de tip arid. Vorbesc de sigur despre D.S. Endorga și al său El Cosmico. Absolut fabulos parfumul ăsta încântător, fascinant de unic, de curios, de calitativ, de bun, din toate punctele de vedere, indiferent că vorbim despre calitatea elementelor, cât mai ales despre performanță. Dar în mod deosebit, ce mă atrage pe mine la parfumul ăsta este unicitatea sa, este interpretarea sa, care este pur și simplu încântătoare. Te face să te simți că te-ai afla într-o zonă deșertică, că te-ai afla într-o zonă foarte aridă, specifică, foarte multor dintre voi zonei, sau mai bine zis, zonei geografice a sudului continentului european. Adică țările alea de jos dinspre Mediterană, Italia, știu eu, sudul Franței, Spania, Grecia, Turcia și așa mai departe, Cipru și așa mai departe. Pentru că asta este specificul pe care îl are El Cosmico. Un parfum care, după toate informațiile, pare să că a fost discontinuat, pentru că e foarte greu de găsit. E foarte, foarte greu de găsit. Drept urmare, cu atât mai bine pentru mine că am fost inspirat și l-am achiziționat anul trecut. Un parfum care conține pin și ardei, de asemenea conține stejar, conține nisip și plante, arbuști, de chela și de creosot. Specifice zonelor de deșert. Și nu ai cum să ratezi senzația aia absolut încântătoare, uscat, aromatică, verde, pe care ți-o conferă acest parfum. Efectiv, mai impresia că te tăvălești, ca să folosesc expresia asta, în niște arbuși din aia specifici zonei deșertice. Un parfum foarte fresh, de potrivă, foarte vivace, foarte viu. Un parfum care îți infuzează o stare excelentă de energie, de prospețime și, repet, un parfum cu un sentiment foarte pronunțat aromatic relativ nisipos, dar atenție, nu vă gândiți direct la nota de nisip, ci mai degrabă gândiți-vă la senzația de temperatură conferită de nisipul încălzit peste zi, chiar și la noi la mare, dacă vreți, și care ulterior, odată cu lăsarea serii, începe să se domolească, începe să, să, zicem, să se răcească nisipul respectiv, primești izul la specific apropierii de o plajă sau, în cazul de față, situări într-un scenariu de tip deșertic. Performanța absolut excelentă cu El Cosmico de la DSM Dorga, un parfum care stă foarte mult pe piele, un parfum care proiectează fabulos de puternic în mod deosebit în primele ore, aproximativ primele 3 ore și jumătate, și care lasă și o dură de miros foarte frumoasă, foarte atractivă după el. Din punctul meu de vedere este cât se poate de simplu un parfum foarte masculin, un parfum care exultă masculinitate, un parfum perfect pentru absolut toate condițiile de temperatură și pentru toate anotimpurile dintr-un an. Un parfum de asemenea extrem de versatil, din toate punctele de vedere. Poate fi purtat și la o ținută casual, poate fi purtat și la o ținută semiformală și, cu puțină atenție, poate fi purtat și la o ținută sau un eveniment formal. Un parfum din care, zic eu, ar fi bine să aplicați mai puțin pentru rezultate mai bune, pentru eficiență sporită. Dacă sunteți în căutare de parfumuri unice, de interpretări artistice, de randări naturale a unei zone geografice, a unei zone cu un anumit specific geografic, în cazul de față a unui deșert, ei bine, El Cosmico de la Dies Androga este un parfum pe care veți dori să-l mirosiți, este un parfum pe care veți dori să-l purtați. Asta a fost parfumul zilei de marți și va fi un parfum pe care îl voi mai purta cu siguranță vara aceasta, pentru simplu fapt că senzația aia, pur și simplu încântătoare de verde, aromatic, deșertic, pe care ți-o conferă, este extrem de autentică și extrem de plăcută. Parfumul zilei de miercuri a fost un parfum de asemenea aromatic, de asemenea un parfum verde, de asemenea un parfum fresh, dar o interpretare total diferită față de Cosmico de la Die Droga, Un parfum mai lejer, un parfum mai autentic pentru sezonul estival. Un parfum verde, aromatic, fresh, curat, oarecum. Vorbim despre Untitled, varianta apă de parfum, există și Low Untitled, care este varianta apă de colonie sau ceva de genul, și pe care nu vă recomand, apropo, din cauza performanței execabile. Vorbim despre un parfum care conține foarte multe tonuri verzi, de asemenea, un parfum care reușește să-ți creeze senzația că te afli, știu eu, într-o sau pe o pajiște cu iarbă proaspăt cosită. Asta face Untitled de la Maison Martin Margela. Vorbim despre compoziție care conține galbanum, care conține portocala amară și tămâie, de asemenea avem iasomie, cedru și mosc. Parfum care, după notele din compoziție, pare a fi extrem de greoi, extrem de complex, dar nu este așa. Este un parfum relativ aerisit, este un parfum, așa cum am spus, lejer, ușor și care să transmit un sentiment absolut încântător de prospețime. Gândiți-vă dacă sunteți familiarizați oarecum, sau dacă aveți habar despre parfumul respectiv, la Birdie de la Gershoff. Un parfum care, de asemenea, reușește să-ți transmită un sentiment de prospețime. De asemenea, aș putea să mă duc mai departe și să vă găsesc o comparație și mai la îndemână, și anume cu Creed Himalaya. Pentru că și Creed Himalaya face exact același lucru, îți imprimă senzația unei brize montane. Aici nu este cazul de briza montană, nu ai elemente recoroase, nu ai elemente glacială, ca să folosesc acest cuvânt, dar reușește să-ți imprime această senzație de briză, situndu te cumva, cel puțin și cu ochii minții, pe o pajiște întinsă unde iarba a fost proaspăt cosită și mirosul ăla emanat în urma acestui proces de cosire, te înconjoară, te învăluie și îți conferă o senzație foarte plăcută, foarte liniștită, foarte relaxată și de prospețime. E un parfum pe care, sincer, personal, deci îl văd fantastic de bine portat în modul deosebit vara, ca și caracteristică de miros, sau ca și specific de miros, l-aș asemăna în modul deosebit cu anul timpul primăvară. Pentru că acolo mă duce cu gândul. Mă duce cu gândul la renașterea naturii, la prospețimea naturii, la culoarea verde. Parfum foarte, foarte bun pentru medii restrânse, pentru spații mici, restrânse, gen birouri. Un parfum foarte ușor de purtat în astfel de scenarii un parfum care, din nou, din punctul meu de vedere, poate fi mai degrabă considerat masculin, pentru că ai nota aia de galbanum, dar ai și tonurile de tămâie, tonurile de vetiver. Dar, dar, sincer, n-aș vedea nicio problemă ca și o doamnă să-l încerce și să-i placă. Tocmai pentru simplu fapt că nu este un parfum care se întunece, care se devină subit prea serios, prea masculin. Așa cum se întâmplă de foarte multe ori cu parfumuri care conțin aceste elemente în cadrul compoziției. Și atunci zic eu, ar putea să-l încerce și doamnele, S-ar putea să-l placă fantastic de mult această interpretare. Nota de tămâie nu este dominantă, este doar un ușor iz care contribuie la compoziția generală. Performanța este bună, nu este fabuloasă, nu este excepțională, nu este un parfum de tip monstruos, dar vă asigură, lejer, spun eu, o zi de muncă. Este un parfum foarte, foarte simplu, de plăcut, tocmai prin mireazma pe care o transmitem. De urmare, Untitled, EDP, de la Maison Martin Margiela, a fost parfumul zilei de miercuri și de asemenea este un parfum pe care voi dori să-l mai port destul de mult vara aceasta, tocmai datorită simplității și eficienței pe care o are. Și am ajuns la ziua de joi și parfumul zilei de joi, în mod evident, de la Mugler, tot un parfum verde, tot un parfum aromatic, desigur, mistic aromatic. Unul dintre cele mai simple din punct de vedere al compoziției, parfumul de acest tip, dar extrem de plăcut și extrem de eficient. Și mai mult decât atât, conține niște tonuri foarte interesante. Avem busuioc, avem salvie, avem oregano și avem cimbru. Și am mai spus-o. Și o repet cu această ocazie. Dacă iubești nota de busuioc, ăsta este unul dintre cele mai bune parfumuri cu busuioc. Este una dintre cele mai frumoase randări a acestei note, din punctul meu de vedere, din toate parfumurile pe care eu le-am mirosit cu această notă. Și mie chiar îmi place busuiocul în parfumerie. Nu mă omor prea mult după oregano și din fericire, în cadrul acestei compoziții, nu este fantastic de prezent, cel puțin la nivelul pielii mele. S-ar putea ca pe alții să fie cu totul și cu totul altă poveste. Dar pe mine este vorba despre busuioc și salvie și în fundal am niște cimbru și foarte puțin oregano și sunt mai mult decât fericit că am parte de această experiență pentru că parfumul miroase încântător. E verde, e aromatic, dar nu este foarte intrusiv. Nu, hai să zicem, nu accentuează tonurile acestea în mod inutil, în așa fel încât să fie un parfum greu de purtat. Sau, în traducere, în așa fel încât să fie un parfum eminamente masculin, adică de tip macho. Așa cum aveți oregano, de exemplu, în parfumul de la Moaj, pe care eu îl detest din toți vreo unchi, și anume Interlude Man. Unde nota aia de oregano e pur și simplu deraiată. Nu este cazul aici. Ăsta este un parfum unisex. Ceea ce îl face pretabil, portabil, chiar și pentru doamne. Condiții esențiale sunt întotdeauna, de sigur să-l încercem prealabil. Dar eu zic că este un parfum cât se poate de unisex, tocmai prin prisma interpretării tonurilor aromatice din cadrul compoziției. Un parfum excelent a fi purtat vara. L-am purtat și anul trecut în vară. A fost pur și simplu încântător să-i simți aroma, pentru că denotă foarte multă prospețime. Denotă un sentiment extrem de curios, ținând cont că vorbim doar despre tonuri aromatice, de curățenie, de potrivă. Este foarte ușor de plăcut, este foarte atractiv din punct de vedere olfactiv parfumul acesta și mai mult decât atât are și o performanță mai mult decât satisfăcătoare. Nu este, repet, din nou, un parfum monstruos, nu este un parfum care să facă fantastic de multă gălăgie, dar vara nici nu-ți dorești așa ceva. Îți dorești curățenie, îți dorești prospețime, îți dorești energizare din partea parfumului pe care te hotărăști să l porți pe piele și pe haine. Și vara, mai ales în temperaturi ridicate și foarte ridicate, funcționează de minune. Dar eu l-am purtat și iarna, l-am purtat și primăvara, l-am purtat și toamna, Personal, n-am constatat să fie vreo diferență din punct de vedere al modului în care se exprimă acest parfum la capitolul performanță sau miros. Extrem de versatil, foarte bun, foarte calitativ și dacă iubești tonurile aromatice, în modul să plantele aromatice, cu siguranță vei aprecia ceea ce oferă Mugler și al său Les Exceptions Mystic Aromatic. Și parfumul zilei de vineri, adică parfumul zilei de astăzi, este desigur încântarea asta, nebunia asta, plăcerea asta vinovată a mea, numită Boys 1920 Cannabis Frutata. Și da, vorbim tot despre un parfum aromatic, în primul și în primul rând, pentru că avem cannabis, în mod evident, dar avem și rozmarin, avem și oregano, avem și frunze de smochin, avem de asemenea afine, avem lăcrămioară, cedru, paciuli și ambergris. Parfumul ăsta miroase precum o salată de fructe asezonată cu muguri de cannabis. Ăsta este mirosul său. Ăsta este specificul său și miroase pur și simplu încântător. E, nu degeaba am spus că este o plăcere vinovată pentru mine această creație, pentru că îmi place să-l port la nebunie și nu țin cont nici de sezon, nu țin cont nici de temperaturi, nu țin cont nici măcar de ținută. Și dacă vreau să port doar în casă un parfum, dau un puf dintre ăsta și mă bine dispune în secunda 2, mă relaxează, mă face să mă simt bine, este un parfum pe care nu ai cum să nu-l îndrăgești. Nu întotdeauna parfumurile care conțin cannabis sunt parfumuri pe gustul tuturor cetățenilor care interacționează cu ele, dar eu de când țin acest parfum, n-am întâlnit o persoană care să spună că nu-i place. Este de asemenea un parfum de tip unisex, din punctul meu de vedere, chiar dacă ai notaia de cannabis și este destul de prezentă, chiar dacă ai și oregano și rozmarin, dar, zic eu, este completat ulterior foarte, foarte frumos de notaia de afine care un îndulcește ușor și conferă aspectul ăla de salată fructată, care îl face să se ducă în zona de, hai să zicem, relativ unisex. Performanță foarte bună, un parfum extrem de jovial, un parfum extrem de prietenos, un parfum care te îmbie la timp liber, petrecut în vacanță, petrecut cu prietenii, la o ieșire, un weekend, un city break, știu eu, habar nu am ce vă place vă o să faceți. Un parfum de sezon estival, din punctul meu de vedere, care reprezintă perfect sezonul estival, și toate lucrurile pe care le faci într-un asemenea sezon. Un parfum cu o performanță foarte bună, indiferent că vorbim de longevitate, proiecție sau siaj, un parfum care atrage complimente și le atrage pe alea care chiar contează, adică complimente nesolicitate, nu complimente forțate, de genul te-ai cu parfumul și te duci te bagi în nasul la tot și întrebi, îți place, îți place, îți place cum miroase, îți place cum miroase, uite ce șmecheri parfumul ăsta, îți place cum miroase. Nu, nu alea sunt complimentele care contează, ci alea nesolicitate. Parfumul ăsta reușește să atragă cu nemiluita așa ceva. Parfum pe care vi-l recomand cu toată căldura dacă nu-l cunoașteți, un parfum uh, care, din nou, va fi purtat și în acest sezon estival, un parfum care nu are cum să te indispună și un parfum de la o casă care mie îmi place fantastic de mult, această casă din Florența sau din Firențe, din Italia, pe numele său Boys 1920. Sunt un mare fan al acestei case, sunt un fan al acestei colecții, colecția Cannabis și dacă nu cunoașteți parfumul din această colecție și sunteți împătiniți să ai notă de Cannabis în parfumerie vă recomand să descoperiți ceea ce oferă. Și acestea au fost parfumurile săptămânii parfumate 25. Acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat. Acestea sunt parfumuri pe care eu vi le recomand în faza inițială să le testați. Pentru cei care vor să testeze, au la dispoziție partea de decantare, au site-ul numit parfumeria.gava.ro unde regăsiți toate informațiile necesare, unde regăsiți lista de decantare cu absolut toate produsele, cantitățile, promoțiile, avantajele care și așa mai departe pe care eu vi-l ofer și de asemenea vă reamintesc că pe data de 8 iulie, adică peste două săptămâni și ceva și un pic are loc Super Summer Flash Sale-ul pe anul 2024 adică acel Flash Sale când eu ofer cele mai mari reduceri. Cine este interesat Parfumeria parfumeriagavu.ro Cine nu este interesat, nu este absolut nicio problemă, nu mă deranjează. Cine vrea și mai mult decât să oferă în mod uzual, super summer flash sale-ul din data de 8 iulie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare și ca întotdeauna vă urez toate cele bune. Numai bine!